Hai John, povestește, unde ești, ce faci? Eu sunt aici în Belgia, nu? În Sunt în Belgia, Belgia. ești în Belgia. Mai lungă. De Dodon și... Plahotniuc. Deci ai plecat de la Dodon și Plahotniuc și te-ai dus în Belgia, la Bruxelles sau unde ești? Mai lungă, da. În țară. De Dodon și Plahotniuc. Aici e mai zi politică. Aici, da. Ai cerut azil politic și ai obținut sau încă nu știi? A? Ai obținut. Aia, tu ești împotriva roz, corect, împotriva comunistii, nu? Deci ai obținut azil politic sau numai l-ai cerut? Ce? Ai obținut azil politic sau doar l-ai cerut? Am cerut, nu? Și Am cerut. încă nu ai azilul, da? Am avut de mult întâi. De cât timp ești în Belgia? A? De cât timp ești în Belgia? Un an acum, nu? Un Un an. an acum. Și acum ai Un acte, an. legale de șezut în Belgia? Ce statut ai? Am la legal, da? Ce statut ai? A? Ce statut ai? Ești refugiat? Azilant? Eu pot să arată asta, dacă vrei. Eu Documentul pot de. să arăt. Documentul. A? Documentul vrei să mi-l arăți sau ce să mi arăți? Aici e gălăgia puțin, mă, eu nu aud bine, nu? E gălăgia aici. Bun, și ce faci? Rămâi în Belgia? E singur, m-am zis, nu se vină la Republica Moldova și la Ambasador. M-am zis. A, deci te-au interzis să te duci în Republica Moldova, pentru că de acolo ai fugit. Și rămâi în Ia Belgia. și până când domnul și plăcuni pleacă. Și rămâi în S-a Belgia. luat Rămâi în Belgia. la domnul pleacă. Rămâi în Belgia, da? Ia. Dar poți. Dacă a luat nu vin. Nu vin înapoi. Dar poți călători prin Europa. Poți să vii la București, de exemplu. Ia. De singur. De singur. Numai la Chișinău nu te mai întorci de grabă. Moldova și Albania nu pot fantazis. Am înțeles. Îți cauți de lucru, te însori, ce plan ai? Acum mă gândesc despre asta. Mă gândesc despre asta. Moldova e foarte... Eu nu pot să vorbi, știu de așa, se întâmplat acolo cu mine, eu nu pot să spun, nu? Spus. Amuci, eu să arată alta asta. Se arată la Dodon ce plahoniu. Se almată roșie la alta sinistră. Se arată? Nu, John, lasă, mai bine arată fața ta dacă vrei. A? Arată fața ta mai bine Fata mea? decât actele, da, fața. Aștept un like. Aștept. Aștept un like. Fotografia. Să arăt la Don și Plahoni. Ha? Nu se Ai vede, John. făcut? Nu se vede, nu, pentru că tu nu știi unde e. Trebuie să-mi arăți la obiectiv, nu știi unde e obiectivul. Ha. Nu știi unde e obiectivul, de asta nici nu-ți vedem fața. Bun, nu te implice viața politică acolo, nu candidezi în Belgia. Da. Înveți limba. Ia să eu o limba nederlandă, nu? Aha, Nederlandă, limba olandeză, flamandă sau cum se cheamă. poți să vorbi limba nederlandă? Spune ceva. Poți să vorbi? De cât timp înveți? O gata admitiau. That is, cum te simți? Ce Aha. faci? Am înțeles. Cum gata admitiau? Bun. De cât timp o înveți? De cât timp înveți limba? A? De cât Una, timp? acum. De un an, de când ai venit înveți limba, da?
Ia, de singur. Fain. Și cum te înțelegi cu olandeză? În ce limbă? În engleză, probabil. Actually, do limba French and French Netherlands. Dar tu franceză nu Dar știi. Știi engleză numai, da? Franceză nu știi. Înțelegi o leacă franceză. limba francez. Slesia se vorbește limba francez. De limba de la Putin. Mai mult vorbește limba franceză aici. Trebuie. Trebuie. Acum am eu nu pot să spun la camera acum. Ce faci cu fratele? Cu Cu care fratele? frați? Că aici la București sunt cu doi frați și Ghenadi e plecat în Islanda, e tot așa refugiat ca tine. Acum suntem București Eu sau sunt Chișinău? București cu doi frați Sunt la aici. București, sunt la Eu Chișinău. sunt la București, dar săptămâna viitoare plec la Chișinău. Avem proteste acolo. De grabă vine campania electorală. Vrei să candidezi acolo, Moldova? O să Să încerc, da, candidezi? o să încerc iară. Coleg, până când tu nu se schimbă oamenii azi, nu se schimbă legea. Eu am spus multe ore, nu? Multe ore. Așa este, coleg. Așa este. Uite ce a întâmplat cu Andrei Năstase. Și care am protestat cu ei, nu? Ce a întâmplat cu ei? A câștigat primare și a refuzat pronunțitul la ONU. Și Înțeleg, poate le-au furat eu. votul, dar nu putem să ignorăm lupta Alo? politică. Până când nu se schimbă oamenii, nu se trage armata roșie acolo, nu se câștigă nimic în Moldova. Câștigă nimic, eu spus eu. Crezi că mafia moldovenească e susținută de armata rusă și de Kremlin? Și am candidat, am bătut la mine acolo, am candidat ca consul, am candidat ca președinte. Ce a întâmplat de țara? Prosebea de armata rusă. Armata rusă probleme. Situația este probleme. De acord, tot cu grija Moldovei ai rămas și cu grija armatei ruse. Bine, John, mulțumesc pentru interviu. M-am bucurat să auzim vești de la tine, că mă întreabă deseori lumea. Ce face John Onoje? Unde a ajuns? Ce face? Ce se ocupă? Sunt stabilit în Belgia, sunt. Ești în Belgia, am înțeles. Ce faci cu Maria? Maria mai există? Maria, da, vine duminica în parc la microfonul liber. În fiecare duminică la microfonul liber ne adunăm cu Maria, cu Oleg Hirvas, cu va ieși din închisoare acum Valentin Rimski, Alexandru Munteanu organizează microfonul liber, scoate bannerul acela. Vine și Maria pe acolo. Nu știu, țara asta nu poate. Eu nu pot să trăiesc acolo, în țara Moldova asta. Eu m-am săturat cu problema asta, mafia, cu tot, piața centrală. M-am săturat, Oleg, m-am săturat. Așa eu nu am spus la nimeni, nu? Nimeni nu știe, nu? Când am plecat, nu? Nimeni nu știe, nu? E, acum o să afle unde ai dispărut, că unii credeau că te-ai întors acasă, în Sierra Leone. Cum s-a ajuns acolo? Dar poți să călătorești în Sierra Leone acum, nu? Că tu ești azilant plecat din Moldova, ești ca cetățean moldovean solicitant de azil, nu? Știu. Deci Pot, eu pot. poți să te întorci în Sierra Leone, să-ți vezi familia, rudele. Eu pot, mulți bani, dar mulți bani trebuie, A, costă mult, am înțeles. Dar Oleg. ai o indemnizație de la stat, de la statul belgian pentru That is correct. ca solicitant de azil.
Dar probabil nu ți ajunge decât pentru trai și mâncare. Sau trăiești aici, într-un centru de imigranți. Bine, se stabilește cât bani să primești mâine. A, încă nu știi, Mâine. încă nu știi câți bani o să primești. Acum te hrănești statul. Yes. Mâine se stabilește. Ok, îți doresc succes la integrare, să înveți limba flamandă, înțeleg că în franceză deja te descurci. Sper să fii o patrie mai bună, Coleg, Belgia, decât Moldova. eu am mai să ridicat la centru. Ce a întâmplat cu averea asta? Ilie Lutaru, ce a întâmplat cu Ilie Lutaru? Ilie, cu averile mele, averea acela la Pietra Mare. Păi vrei să mă întrebi, să aflu ce s-a întâmplat cu averile dumitale de la Piața Centrală? Eu am mai Ilie Lutaru, nu știu nimic despre asta. Aveam pierdut tot acolo, nu? Ilie Rotaru e și el refugiat la București pentru că are o condamnare penală în Moldova. Nu știu, poate, nu știu, dar ce deseabă de mult ani acum, mult ani, Da, n-am el ajuns nimic. are un dosar vechi cu care îl țin de mult în șah și acum au pronunțat o sentință și dacă se întoarce în Moldova riscă să-l aresteze. Ok, Oleg, doresc succes și sănătate. Da, mulțumesc, John. Și numai bine. Mulțumesc, sănătate. Sănătate.